Dosarul în care polițiștii din Constanța își dau șefii în judecat a fost înregistrat la secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Constanța. Este vorba de timpul lucrat în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale și ore suplimentare. Solicităm compensarea cu timp liber corespunzător pe ultimii trei ani de zile, astfel încât membrii noștri să beneficieze de drepturi de pline și, să zicem, la zi, pe ultimii trei ani, de fapt, privitor la acest aspect. Nu este singura nemulțumire care i-a determinat pe oamenii legii să-și caute dreptatea în instanță. După ce că muncesc peste program fără să primească libere, unii dintre ei nici măcar nu sunt încadrați corespunzător pe grupa de activitate pe care o desfășoară, iar asta ar putea să-i afecteze la pensie. într personal contractual solicităm încadrarea pe grupa corespunzătoare de muncă, încadrare care ar ajuta să iasă la pensie mai repede, în sensul că vor câștiga 6 luni la an în loc de 3 luni la an cum câștigă în prezent această solicitare efectuându-se în baza legală și în virtutea faptului că cineva a uitat să facă niște măsurători privind uh, faptul că această, această, categorie de personal lucrează uh, sub antenă, cum spunem noi, de sub radiație. Sindicaliștii spun că au urmat toate procedurile legale în demersurile lor și nu ar trebui să existe tensiuni între ei și șefii inspectoratului. Angajatorul știe că vom introduce această acțiune în instanță, pentru că procedura prealabilă în asta și constă, anunța angajatorul, îi aduce la cunoștință faptul că vei introduce acțiune în instanță, uh, nu cred că și au rost presiunile, nu au fost până în prezent, sperăm să nu fie. Avem un inspector șef tânăr care cred că înțelege că acționăm pe cale legală și nu pe alte căi. Pe de altă parte, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție este rezervată în declarații. Până în prezent, Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța nu a primit citații în referire la acest aspect menționat de către sindicat. Din totalul celor 1200 de salariați ai IPJ Constanța, 850 de polițiști s-au alăturat de mersurilor pentru a le fi recunoscute și respectate drepturile. Surse judiciare spun că printre aceștia se află și nume sonore ale poliției de la malul mării. Precedentul unei astfel de acțiuni a fost creat în vara acestui an, când peste 1300 de salariați ai aceleiași instituții Sărbători au cerut în instanță plata sumelor corespunzătoare celui de-al 13-lea salariu pe anul 2010 actualizate cu indicele de inflație.